aflăm în cea mai mare rezervație cu păduri virgine de fag din Europa, anume izvoarele, rezervația naturală Izvoarele Nerei, cu o suprafață de 5.028 de hectare. Când mă refer la rezervație și la păduri virgine, trebuie să înțeleagă că nu s-a intervenit în aceste păduri sub nicio formă. Cât de vechi sunt arborii de aici? Arborii ajung la o vârstă de peste 350 de ani, vârstă maximă. Rezervații naturale Izvoarele Nerei reprezintă 65% din pădurile virgine rămase pe continent. Este un unicat absolut. Deci este un unicat absolut. Pentru noi, toate acestea pot fi o surpriză. Dar peste hotare, pădurea virgină din Parcul Național Semenic Cheile Carașului este bine cunoscută. Sute de oameni vin anual să o vadă și să o filmeze. Iar printre ei se află mulți cercetători bucuroși să găsească pentru studiu un asemenea laborator natural cu specii de animale și plante rare sau chiar unice în lume. Noi am venit aici conduși de dumneavoastră, dar un turist care nu are un ghid, nu are o călăuză, cum ajunge până aici? Sunt indicatoare, sunt trasee. Noi le stăm la dispoziție, Parcul Național Semenic, administrația parcului. Și pot veni până în stațiunea Semenic? Până în stațiunea Semenic. La ce altitudine ne găsim aici? Ne găsim la 1446. După cum vedeți, suntem la sfârșitul lunii aprilie și asta vreau să spun, suntem la sfârșitul lunii aprilie. Să nu se înțeleagă că n-am filmat asta iar. Da. Suntem la zi cu filmările noastre, dar s-ar putea face mult schi aici, nu? Până târziu s-ar putea schia în Semenic. Da, după cum se vede, zăpada încă ține la noi. Din păcate, nu a existat prea mult interes pentru dezvoltarea stațiunii Semenic, nu? Da, după cum se vede. Totuși, haide să-i îndrumăm pe cei care vin. Se pot totuși caza undeva. Unde se pot caza în zonă ca să viziteze pădurea aceasta? Sunt o grămadă de pensiuni, chiar în stațiunea Semenic. Văliug, Crivaia. Deci există locuri de cazare fără niciun fel de probleme. Pe aici am putea ajunge la Izvoarele Nerei, nu? Din câte se vede. Da, se poate ajunge la Izvoarele Nerei. Din păcate e un pic cam departe, circa 2 ore. Da, cum de aici. Da. De aici, da. Iar cum vedeți, este zăpadă. Da. Rămâne pentru vară. Rămâne pentru vară și vă așteptăm cu drag. Vă mulțumim că ați ales zona noastră și chiar vă așteptăm.